Pentru cei care nu mai prind antenele Varanului, să-i punem la curent cu ce au pierdut. Iată un reporter bine informat. Adi! George, ne auzi? Și eu nu aud nimic. Nu aud de colegul meu, George. Vom reveni la spitalul militar. După angajatul confuz, urmează o angajată confuză, tot la Antena 3. Avertizarea meteorologilor despre care vorbeai și tu, nu doar că s-a adeverit, dar iată că ea continuă și la această oră. În continuare este foarte vânt pe plajă. Bine că ea continuă în continuare și nu continuă în reluare. Trecem acum la o emisiune moralizatoare, preferată a Varanului, Noră pentru Mama. Așadar, jos textila! E mult mai bine aerisită. După așa o emisiune culturală, trecem la o fată care știe să vorbește foarte bine românește. Taxa pe bacalaureat, la câți ani l-a luat domnul Iga, și taxa pe branconaj și așa mai departe. Branconaj ai? Vă spunem noi cine a inventat acest cuvânt. Un nene care mai tăia din ele de le dracu, da, da? Da, da, branconaj, branconier. A fost înainte. Nu e polițist? Da, da, a fost și branconier. Am prins la branconaj, la căprioară, la Iepul. Da, da. Hai, mai tăie din ele de le drept. Iată acum niște glumițe între șef și angajat. O să fac o chestie pe care o fac rar, foarte rar la această emisiune. Recunoaște că o faci des. Așa e, Gâdea o face des, dar cu lumina stinsă și evident sub plapumă. Mircea însă nu e dus la biserică precum șeful lui, el se mai muțărește exemplar, iar la emisiune a reușit un număr de real succes. Pentru că e talentos și a oprit inima cu ajutorul unei mături. Și acum, cetățeni, prin mentalism, o să-mi opresc inima. Vă rog să vă concentrați. Și... ar trebui să schimb fața, nu? Când îmi opresc bătăile. Hai să pornim din nou. Pornim din nou inima acum. Ha. A fost greu. A fost greu. A fost greu, dar pentru voi o să mai fac o dată. Andra ce mai cântă? Trebuie să cânte ceva. Hă? Ceva cu Hapilica. Deci, gata? Atențiune, îmi voi opri din nou bătăile inimii. Acum. Îmi voi opri acum. După instabilitatea politică din România și după ce s-a aflat că grecii vor sta la cafe și vor ieși din UE, leul a luat-o la vale. 4 minime istorice pentru leu în 4 zile, o performanță care le dă fior românilor. Dă-ne tu mai multe informații, când se oprește această cădere liberă. Bun găsit, nu știm deocamdată când se oprește, știm că investitorii sunt îngrijorați de o nouă criză în zona euro. Odată cu intervenția BNR, dar și cu ajutorul neobositului Vasilescu, leul a fost oprit din cădere liberă. Cursul a întors foaia, așa că leul s-a apreciat puțin, nu foarte mult, dar s-a apreciat și ăsta este un lucru bun. Astea nu sunt deprecieri care să sperie pe nimeni. Șocurile sunt numai de proveniență externă. Nu e niciun șoc de proveniență internă pe piața valutară. Cine are să plătească contravaloarea a 300 de euro, mai suportă și 15 lei. În plus, dacă nu știați, sub sloganul "uite așa o barbă avea și uite așa o mângâia", chiar premierul Ponta e afectat. El plătește rate mai mari, săracu. Am leasing pentru mașină, da. Și nu vă afectează? Ba da, normal că mă afectează ca pe orice român. Și atunci când spuneam că ar fi trebuit să cerem ca toate creditele să fie în moneda națională și nu în euro, însemna că aveam dreptate. Avem greșeli din televizor, de asta dată din scriere. La Antena 3, vremea e serveră. Apoi tot acolo, François Hollande pleacă la Merlin. Antena 2 vine din urmă cu al său abrobat, seamănă cu Al Jazeera. La România TV aflăm că urmăriții sunt generali, deci nu colonei, generali. Iar la Pro TV, priviți ce scrie pe perete în spatele intervievatei. Rămânem la Pro TV pentru o căzătură artistică. Vezi că toți alunecăm aici. Și eu am alunecat tot aici. Ți-am zis să mergi încet. Am zis încet, șef. Ține. Să alunecă grav, am tenet. Tot la Masterchef se înjură temeinic. Faci crusta pe loc, tată, dacă nu ești capabil în...
ți s-o faci de când trebuie. Tu la crema de zahăr ars îi pui caramel, băi, tâmpitule. De ce, bă, tâmpitule, îi pui, mă, crema de zahăr ars cu caramel, mă? Sus, cartofii! Sus în sus, sus. Apropo de înjurături, ascultați ce cântă galeria în timpul unui interviu. Le va fi foarte greu, pentru că dacă Vaslui va câștiga jocul, vor câștiga, cei de la Vaslui vor câștiga meciul cu Cluj, le va fi foarte greu. Dar știți cum e, că în fotbal totul este, se poate întâmpla multe lucruri și zic eu o să fie cea care să iasă câștigătoare. În schimb, tot la Digi am remarcat un comentariu care ne-a făcut praf. Buș, cu spatele la poartă, însă ținut strâns de mamele. Dacă nu știați, Buș e ținut strâns de mamele. La care urmează întrebarea firească. Ce fel de sport era ăla, unul extrem? Buș, cu spatele la poartă, însă ținut strâns de mamele. Iată acum la TVR2 o filozofie despre mămăligă. Ce muntură! Și dacă mai merge râma sau dăm la mămăligă. Deci, zic și eu, nu știu că nu mai, auzi, îți spun eu, că nu mai merge râma, dai la mămăligă oricum. Așadar, țineți minte voi pescarilor înțelepciunea de mai devreme. Dacă nu merge râma, nu dați la viermuș, dați direct la mămăligă. A, și multă baftă la pescuit. Dacă mai merge râma sau dăm la mămăligă. Deci, zic și eu, nu știu că nu mai, auzi, îți spun eu, că nu mai merge râma, dai la mămăligă oricum. Avem acum confuzii la nivel înalt. Postul care i-a făcut pe maneliști oameni, ProTV-ul, o confundă pe gimnasta Sandra Izbașa cu lălăitoarea Stana Izbașa. Cea de-a treia vedetă a acestui campionat european este Stana Izbașa. Cu două sărituri aproape de perfecțiune a reușit să urce pe locul întâi. Păi când o putea populăreasa aia cu mucii în nas să facă flic-flacurile Sandrei, abia atunci ați putea face confuzia asta. Cea de-a treia vedetă a acestui campionat european este Stana Izbașa. La TVR Info avem o prezentatoare inimoasă, dar cam încurcăcioasă. Ministerul Sănătății. Magistrații bucureșteni judecă astăzi recursul dosarului în care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Ne cerem scuze, avem câteva probleme tehnice, mergem acum mai departe. La Casa TV, ziarista lui Pește Prăjit, Ioana Popescu, dansează, cade, dar nu se lovește unde trebuie. La România TV aflăm că sute de oameni sunt împușcați, nu cu cartușe, ci cu căpușe. Situația alarmantă în județul Buzău, sute de oameni au fost împușcați, au fost mușcați de căpușe. Iată acum pe vecina încercând să ia legătura cu reporterul de la Iași. Dăm legătura la Iași să vedem dacă Lucian ne dă vești mai bune sau nu. Doamne, Lucian, scuzați că vă deranjăm. Alo! Domnul Lucian! Acum m-auzi. M-auzi, Lucian? Bună dimineața! Eee, altfel! Ei, băiatul ei! La ea și dul și farniente, ei! Ei, băiatul ei! În schimb, mămăruță s-a îmbrăcat în galben și mai, mai că ar candida. Atenție! O să interzic playback-ul! Gata! O să scurtez fustele! Asta-i bine! Și o să lungesc mințile! Și atenție! Atenție! O să vopsesc câinii vagabonzi în leoparzi și astfel orașul va deveni rezervație naturală și vom atrage fonduri europene. Tot la mămăruță, în emisiune de data asta, se prezintă tonomatul trubadur de la România Au Talent. Frone, deci fecioară, 43 de ani, ai fost însurat până acum? Nu. Deci necăsătorit, n-a fost însurat copii? Nu. Sigur? Sigur. Sigur. Iubita ai avut până acum? N-am avut niciodată. Nu. Tu ești virgin? Yes. Deci tu vorbești serios, Frone, tu ești virgin? Yes, I speak serious. Acum nici nu știu dacă e de aplaudat sau de... Dacă ați crezut până acum că toți nebunii se adună doar la OTV, v-ați înșelat amarnic. Mai găsim câțiva de presilă și pe la alte posturi. La Antena 2, de exemplu, vine un domn care ne ajută pe meridiane energetice să fim mai sănătoși. EFT este prescurtarea de la Emotional Freedom Technique. În românește am putea să spunem EFT. În pronunție englezească este EFT. Este verișoara emoțională a acupuncturii. Chiar se cheamă EFT, acupunctură emoțională în păraj. Dar poate vă întrebați cum face mai exact. Stați că explică tot invitatul. Bun, hai să începem. Să spunem care este problema.
Da? Chiar dacă am alergie la acest medicament, mă accept așa cum sunt, total și profund. Putem să generalizăm, nu numai pentru medicament, deci pentru orice substanță. Deci recunoaștem cauza, recunoaștem problema cauza, și spunem, mărturisim. Da. Mărturisim, discutăm cu corpul nostru. Și asta o spunem de trei ori. Chiar dacă acest medicament îmi produce simptome alergice și încep să le descriu, îmi iubesc corpul și mi-accept reacția. Rezolv problema lucrând pe cele 8 puncte. Primul punct este începutul sprâncenei, al doilea punct este coada ochiului, se bate cu două degete, al treilea punct este sub ochi, al patrulea punct sub nas, al cincelea punct aici, în adâncitura înaintea bărbiei, al șaselea punct, batem cu pumnul, aici la bază. Aici de la valieră. A, da, aici bate, batem. Și pe stânga și pe dreapta este absolut ok, să nu ating, da? Al șaptelea punct este sub braț și al optulea punct îl crește cu... Gheara de maimuță, ca o maimuțică. Așadar ne distrăm, dar în incintă, pentru că e mare grădina lui domn profesor, dar mulți s-ar pârlează acolo. Iată cum se face. Sunt alergic la acest medicament. Îmi provoacă tot felul de senzații neplăcute. Corpul meu se teme de acest medicament. Sistemul meu imunitar se teme de acest medicament. Și de aceea îmi creează tot felul de probleme. Am alergie la acest medicament, îmi creează aceste simptome alergice, sunt alergic la acest medicament. A fost o rundă, se fac de obicei două. La Irealitatea TV, angajații sunt ahtiați după știri pe care de multe ori le și fabrică. Iată o furtună de nisip din Constanța. În moment în care este aproape imposibil să stai aici pe malul mării din cauza faptului că vântul suferă cu peste 60 de km la oră. Colegul meu, Florin Boboc, vă arată acum în imagini cât de bine suferă vântul și cât de repede este... scos, ridicat nisipul de pe plajă și tenis pe stradă din apropierea stațiunii Mamaia. Dar poate nu ați văzut bine că am trecut prea repede peste subiect. Când a fost furtuna de nisip, vașnici angajați pe partea economică de la Realitatea au stat în casă că le intră țărâna în ochi. În schimb, când au transmis pe un ton alarmist că tot nisipul pleacă de pe plajă și ajunge în Timișoara, au angajat un om care să arunce incriminatul material, astfel încât știrea să devină din importantă groaznică, iar Irealitatea să iasă cu onoarea nereparată din acest subiect. În moment în care este aproape imposibil să stai aici pe malul mării din cauza faptului că vântul suferă cu peste 60 de km la oră. La OTV dimineața s-au adus niște fete dansatoare, vai de mama lor, s-a pus muzică săltăreață și au venit doi barman să ne arate cât sunt ei de îndemânatici. Din păcate, după cum ați văzut, primul jonglor scapă băuturica pe jos și rămâne în show numai unul care se pare e la fel de priceput. Dar credeți că OTV-știi au renunțat la măieștria primului barman? Ei bine, nu, el se mai face odată de râs. Apropo de matinal, omul angajat acolo să vă trezească are o altă preocupare. El mănâncă cu gura plină. Dacă eu o să mănânc un rahat despre PNL sau despre PSD sau despre Băsescu sau despre cine vezi voi PDL, deci dacă eu o să mănânc un rahat despre Băsescu, se închide televiziunea, nu. Stați un pic, hai să ne judecăm întâi, să vedem ce se întâmplă și după aia vă închidem. Domnul Barbu, după cum știm, e sunat de toți nebunii. Mă numesc Merica Hlatcu, sunt reporter la National Geographic. Am venit în România să ofer mărul de aur de 24 carat de cel mai bun artist din lume, care japonezii mi-a zis că Dumitru Fărcaș este cel mai bun artist la instrument. Domnul Hlatcu, alo? Da. De unde sunteți reporter la... National Geographic din Statele Unite. Sau cuvântul dumneavoastră. Domnule, te uiți în Google, mă găsești acolo. Uite, eu te văd la televizor. Care a fost ultimul reportaj pe care l-ați făcut, domnul Hlatcu, la National Geographic? Ultimul reportaj care l-am făcut a fost la Cluj, la televiziune, direct. Și am oferit mărul de 24 de carate lui domnul Dumitru Fărcaș. Bravo, mulțumesc mult, la revedere. Pe vremuri, când eram eu mic, m-a dus mama, Dumnezeu să o ierte, să-mi arate ceva, nu contează ce. În drum am trecut pe lângă Balamuc, pe lângă spitalul de nebuni. Aveam vreo 8 ani, 9 ani. Și erau doi indivizi. Noi, dacă te uitai la ei, că sunt nu cei mai serioși, sunt profesori universitari. Decât că unul era în roabă și altul căra. Și cereau lui mama, nu știu, 3 lei, 5 lei. S-a uitat mama la ei și le-a dat. Zic, și eu îi făceam semne, vrei mama, mama fiind o femeie săracă. Păi 3 lei e o înghețată. Mai pui un lei, luăm două vafe. Erau 2 lei o vafă. Sau ceva de genul ăsta.
Da, mamă, dar sunt nebuni. Dacă nu le dai, risc să-ți dea una în cap. Și eu am crezut că glumește. Și după 35 de secunde, 38 de secunde, alergau și ea cu cămăștile de forță pe trotuar după ei. Scăpaseră de la National Geographic de alături. Ei, asta e culmea. Să-l sune unul de la National Geographic? Dar ce te faci? Că așa a fost. Domnul Barbu și-a turnat un camion de cenușă în cap și și-a cerut scuze pentru că l-a crezut nebun pe angajatul de la National Geographic. Dar așa e când te bagi în troacă, te mănâncă porcii. Îmi cer scuze public față de domnul Merică Hlatcu. Merică Hlatcu, cel care era la telefon și care m-a îndrumat în mod complet greșit să povestesc despre nebunea aia cu roaba pe care i-am întâlnit când eram mic la spitalul numărul 9 din București. Deci domnul Hlatcu, îmi cer scuze, e vina mea. Mi s-a părut că sunteți un nebun și am parte, slavă Domnului, de o grămadă de nebuni în emisiunea asta, emisiunea nefiind cenzurată. Noi nu putem alege oamenii sănătoși de demenți, închipuiții de aia reali. Să spun celor de acasă, cel care era la telefon este chiar un român de ispravă, este chiar un român care i-a dat unui alt mare român un premiu numit Mărul de Aur, așa este, pe 5 mai s-a întâmplat. Este un om care are un contract de colaborare cu National Geographic România pentru realizarea unui film documentar despre obiceiurile de iarnă din România. În schimb, Simona Gherle are la activ o chelneră. O chelneră obraznică, stângace, chelneriță, obraznică, stângace. Iată acum un regulament de ordine interioară al unui bordel pentru fetițele vesele angajate acolo. Te trezești, te speli pe față, pe dinți, bem o cafea, facem curat, se fumează în casă doar atunci când îți este permis. Obligatoriu în fiecare seară, înainte de somn, te speli. Nu mai țipi, nu mai minți, vorbești frumos cu oricine. Înainte de muncă te speli obligatoriu. Te îmbraci frumos, te speli pe dinți, te dai cu cremă, te machezi în funcție de cum te-ai îmbrăcat. Te încalți când pleci, te parfumezi, mergi dreaptă. Dacă aceste reguli nu se respectă, 10 minute în frig afară sau câte o palmă, un pumn. Urmează acum Monica Dascălul, pentru care nonșalant sună cu totul și cu totul altfel. Dacă nu mă condamnați astăzi, nu mai vin la judecată, declara nonșalant bărbatul din Arad. Priviți acum ce frumoși ar fi peștii într-o fântână arteziană. Numai că din grija lui Dorel, peștii au avut de suferit. Puțin dintre ei, nu aș putea să vă spun un număr, au suferit decesul. Adică au murit din cauze necunoscute și sperăm să rezolvăm problema, să remediem problema, pentru că anul trecut au rezistat toată vara, dar este posibil să fie ceva, mă rog, nepotrivit între... Nivelul apei era foarte scăzut. Păi ăsta este unul dintre elemente. Așadar, peștii sunt bolnavi. De tot. Încheiem vesel cu cerșetorii din Londra. Ei au fost aduși acolo de mândri cetățeni ai orașului Țăndărei, pentru că acuși, acuși vine Olimpiada și trebuie să se familiarizeze cu locul. Fac și eu o pizâ maxim 10 pounds. Din 10 pounds, acum. Ce credeți, cerșeți toți sunt? Toată lumea cerșim, nu furăm, nu facem nimic. Un hoț adevărat îmbrăcat altfel, dar uitați-i cu noi. Așa un hoț? Nu se umblă așa un hoț. Umblă elegant, frumos. Nu facem nimic. Unde ați mai fost? În ce țări ați mai fost? Italia, Olanda, Franța. Pentru lingviști, așteptăm traducerea în engleză a neaoșului S'il vous plaît, monsieur. Câți bani ați făcut azi? Ia ca 3 lei, nici n-am mâncat. Poate îmi dai să mănânc și eu. No. Rușânii românilor să le fie, rușâni. Să trăiască Marea Britania, regin. O nouă modă a prins avânt în vestul țării. Aici tinerii aruncă pe firele de telegraf încălțări mai mult sau mai puțin purtate. Lăsând la o parte mirosul de gajat din pricina căruia s-a produs un dezechilibru ecologic, că nicio pasăre nu mai zboară, bănățenii sunt intrigați. Ce spune? Cine pune? Copiii din zonă, elevii care znau, liceeni, ori mai văzut și în alte părți și din cauza asta. N-au ce să facă, în loc să stea, în loc să ducă în altă parte, să își desfășoare alte activități, seara, noaptea, vin și aruncă acolo. Puneți că îi știu oameni, îi educați. Un fel de protest al lor că nu se supun la nicio regulă. Puteți să uitați problemele țării, puteți să uitați corupția, politica și alte tare sociale, de acum pantofii atârnați vor fi principala preocupare a poliției locale, băi. Din păcate, în această situație se poate lua măsura numai în cazul în care sunt prinși în flagrant. Și nu a fost cazul până acum.